Ministrul Finanțelor are în plan un sistem de învățământ asemănător celui din Marea Britanie, în care absolvenții restituie banii pe care statul îi cheltuie pentru asigurarea studiilor, iar suma va proveni chiar din salariul acestora. Dacă primești din partea statului un sprijin, iar deci, după terminarea facultății, să fie această perioadă exact cum este în Europa, în care returnezi din ceea ce tu câștigi lună de lună, cât o porticică mică pe, nu știu, 10 ani, 20 de ani. Inițiativa ar urma să fie inclusă într-un program de strategie națională cu scopul de a ține forța de muncă în țară. Studenții susțin însă că ideea nu ar face altceva decât să încurajeze migrația. Dacă ministrul o să facă din tot bugetul care e în momentul de față în învățământul din România un fel de împrumut pe termen lung, atunci nu va face decât să facă oamenii să nu dorească să rămână aici. Ar trebui să-și atragă cât mai mulți studenți, nu să îi îndepărteze, să le ceară bani. În plus, o astfel de măsură ar îngrădi dreptul la o liberă circulație în Uniunea Europeană, atrage atenția Ramona Ioana Brunsils, candidatul umanist la alegerile prezidențiale. Nu poți să interziști cuiva dreptul la circulație și dreptul la a munci unde își dorește el în lumea asta, atâta vreme cât este legal, dacă tu, ca stat, ca guvern, nu ai oferit un plan clar prin care să încerci să-ți încadreze acești studenți în muncă. Modificările pentru studenți nu se opresc însă aici. Călătoriile cu trenul, care până acum erau gratuite, vor fi limitate la 12 pe an. În plus, gratuitatea va fi condiționată de lipsa restanțelor. CFR Călători ne-a spus că în anul calendaristic 2018, numărul total de bilete vândute pentru studenți este 20% din numărul total. Am observat că din februarie 2017 până în prezent, ele nu depășesc 0,02% din produsul intern brut. Discuțiile între reprezentanții guvernului și studenți vor fi reluate la începutul săptămânii viitoare.